Cea mai mare parte a slujbelor disponibile la nivelul județului Suceava sunt adresate celor care doresc să lucreze ca agenți de asigurări în municipiu fiind disponibile în prezent 100 de astfel de posturi. Candidații trebuie să fie absolvenți de studii medii, iar pe lângă salariul fix cu care vor fi remunerați, vor beneficia și de o serie de bonusuri și comisioane. Ofertele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Suceava, care vizează absolvenții studiilor superioare, sunt în număr de trei, aceștia având șansa de a se încadra pe un post de consilier juridic, asistent medical sau economic în funcție de pregătire. Pentru un salariu lunar consistent, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava recrutează un consilier juridic. Cerințele sunt pe măsura veniturilor, respectiv studii superioare de specialitate, experiență în operarea calculatorului și cunoașterea unei limbi de circulație internațională. În municipiu mai sunt disponibile până pe 11 august două posturi de lucrător comercial. Cerințele nu sunt foarte severe, însă absolvirea minim 10 clase și experiența în domeniu sunt condiții obligatorii pentru eventualii candidați. Printre altele, angajatorii suceveni mai au nevoie de un agent vânzări, un casier, un consilier vânzări, un curier, un director de magazin, dar și de muncitori necalificați în agricultură și demolări.